Doina molestatoarea, salut și acum urmează să vă distrug. Sunteți bine? Aproape, o să vedem după, dacă ne mai întrebe același lucru, sunteți bine, să vedem ce răspuns îți dăm. Tu vezi ce calm sunt? Mi se pare că-s calm? Nu. Pe bune? Mamă. Deci când am fost atât de cald, că mă știu. Jur, pleznesc de calm. M-am gândit foarte mult la voi lunile astea. Baftă. Când iubirea este mare, nu putem sta departe unii de alții. Oh, ia să vedem pe bandă. Aplauze pentru Doina Teodoru. Bună seara. Bună seara. Într-adevăr. M-am întors. Nu te-am recunoscut. Am înțeles că vă place să spun răutăți. Bendeac să pregătește. Da. Bine. Dacă vă place, asta e situația, nu? Unora le place să-i legi de pat, să le dai palme la fund, să... Îi tragi de țâțe. Nu, Mihai. Așa că am să vă fac plăcerea. Eu deja mă bucur. Spun sincer că deja ai succes. Chela! Mai speria. Continuă. Ce-mi place mie la tine, Chelu? Nimic. Întrebare fără răspuns. Te-am prins. Da. Nu, de fapt nu cred că e chestia asta. E aici ras în cap. Îmi place asta. Deși întâmpin unele dificultăți, ar trebui făcut ceva în privința asta. Uite, ca Bordea, spre exemplu. Și el e tot așa luminos. Dar măcar a făcut ceva. Și-a făcut tatuajele alea pe gât, știi? Adică e ca un ghid. Îmi dau seama când stă cu fața. Aoleu, mamă. Am avut la un moment dat un iubit. Se epila atât de bine pe tot corpul, încât la prima vedere chiar am crezut că are mare. Dar nu, că a fost ceva scurt între noi. Okay. Nu vreau să spun că băieții epilați nu sunt frumoși. Uite, Dorian Popa, spre exemplu, e un tip super mișto. N-are fir de păr pe tot corpul, se dă cu fond de ten, are unghiile lăcuite. Băi, adică 25 de zile din lună e numai bun de băgat în pat. Bine, e adevărat, mai sunt și zilele alea când îi vine ciclu. Da, trece repede. Previzibil. Da. No, vreau să-mi cer scuze pentru limbajul licențios. Bendeac spunea că el folosește limbajul ăsta, că limbajul ăsta este necesar. Chiar mă certam cu cineva zilele trecute. Spunea că Bendeac spune glume fără perdea. Să avem pardon, poate fără umor, dar cu destul de multă perdea. Chelu, pot să spun Cătălin? De ce? O să-mi amintesc mereu prima zi în care te-am văzut. Am venit la umor și în fața mea stătea bărbatul cu cel mai frumos zâmbet din lume. Oh, da. Iar în fața lui stăteai tu, la masa juriului. Previzibil. Știi că m-am întrebat mereu de ce nu te iau ăștia la Te Cunosc de Undeva. Cred că din cauza că toți te cunosc, dar le e rușine să spună de unde. Lasă-mă, Chelule, nu omoră. Delia. Am... o răutate de spus despre tine. Te rog.
dar o să mă abțin. Nu de alta, dar sigur nu o să o înțelegi și chiar n-are niciun farmec așa. A, apropo, Vlad Grigorescu, da? Al doilea sezon consecutiv prezentator la Iumor. Oh, băiatul ăsta chiar e magician. Eu chiar nu vreau să aveți impresia că eu cred că nu are talent. Vreau să fiți siguri de asta. Okay. Șerban Copoț. E rândul tău. Băiatul ăla de la Animalix, da, mi-amintesc, era și el acolo în spate lângă Vlad. Măi, eu nu înțeleg ce face la emisiunea asta. Nici eu nu înțeleg ce face la emisiunea. Prezentator sigur nu e, adică să spui despre Șerban că ar fi prezentator e ca și când ai spune despre Ozana Barabancea că e cântăreață. Nu, dar a văzut-o cineva cântând? Nu, că dacă ar fi cântat, n-aveai cum să n-o vezi. Probabil cântă doar la masă. Mihai, eu am venit aici să spun ce gândesc. Eu chiar nu vreau să te vorbesc pe la spate, deși am înțeles nu știu de ce că ai prefera așa. Acum ce să vă spun? Mi-ar plăcea să ajung în finală. Adică mi-ar prinde bine 20.000 de euro. Aș avea și eu o viață frumoasă, normală. Adică tot așa cu țărita e mai greu. Tot câte 100 de euro pe noptieră se adună greu. Și apropo de asta, că mi-e și rușine să spun că suntem aici cu oameni de față, dar data trecută ai uitat să lași banii, Chelu. Așa, da? Mă ucide curiozitatea. Cam câte sute de euro ți-am lăsat eu pe noptieră până acum? Ai probleme de memorie. Am, păi de-aia te întreb, de sinceritatea pe primul plan. Una, două, trei, patru, cinci. Nu destule ca să nu mai vin aici. Nu l-am simțit pe Chelu deranjat de ce a spus. Băiat deștept, știe să primească chestiile astea atâta timp cât sunt într-un număr încadrate și nu sunt gratuit și fără sens. Nu, nu văd nicio problemă. Fata va merge mai departe, probabil va fi votată. Cred că a fost o redreptate faptul că anul trecut n-ai ajuns în finală, părerea mea. Și știu că este părerea mai multor oameni, pentru că ai avut un număr foarte, foarte bun. Mulțumesc. Te reprezintă numerele bune. Între timp, trebuie să spun că noi am și lucrat împreună. Ești o actriță, după părerea mea, excelentă. Băi, că se întâmplă un fenomen. De câte ori apari aici pe scenă, mă rog, acum e a doua oară, am același sentiment. Adică e o chestie care se produce cu tine când intri aici. Înțelegi ce zic? Dezvoltă. Mi-e frică să dezvolt, crede-mă. Am un sentiment de temere. S-a reîndrăgostit pentru a treia oară, i-am zis. Fiert tot, mort. Nu. Dumnezeu mi-e martor. Nu. Hai mă, Nicole, ai văzut tu ceva vreodată? Băi, Nicole, ești tembel? Nu s-a întâmplat, mă, nic, îți jur. Păi bine, mă, fetiță. Doar atât. Care e ideea? Ai rețineri când vii aici? Că nu înțeleg, adică ce te oprește să dai tot? Să cauți acolo lucruri cu adevărat jignitoare, că asta nu înțeleg. Aoleo! A început să-i placă. Dar mie mi s-a părut mai drăzneață ca de trecută cumva, știi? Adică s-a furat mai adânc, ca și curaj, că tu îi spui că nu poți mai mult. Mi s-a părut că a fost destul de... Da? Cel puțin cu voi doi, că la mine a fost mai sot. La fost milă, a fost că nu înțeleg. Mai... Da, adică nu înțeleg ce... Ce? Ce afirmații jignitoare sunt astea? Rolul roast-ului este să te bagi în scaun, să nu mai ieși de acolo, să zici tot.
mătii, arunci cu scaunul în el și pleci să-ți iei pauză convins că nu te mai întorci în două ore. Ăsta este pentru mine scopul roastului. Eu stau noapte întreagă să scriu 8 versuri cuiva doar ca să fiu sigur că a doua zi de dimineață nu mai iese din casă. Deci până acum nu erai de acord cu roastul și acum ți se pare nu, că este prea ăsta nu este roast. Light? A fost ceva ba așa. Este. Da? Este, este. Este. Fix aia este. Am venit să te omor cu zâmbetul pe buze. Anul 1980. Vestele de... Bună seara. Bună seara. Bună seara. În seara aceasta vreau să-mi cer scuze față de toți cei pe care i-am supărat cu roastul meu de data trecută. Cu miștourile. Ce să mai... cu bătaia de joc. Primul care mi-a scris și am simțit că s-a supărat a fost Temișan. Aurelian Temișan? Mă, tipul ăla înalt cu cioc. Bine, în regulă. Precizez că este cântăreț și pentru cei care au deschis televizoarele mai târziu. După 1985... Și-a început. Da. Și-a început. Mi-e frică, mi-e frică. Îmi cer scuze, e vina mea pentru tot. El e un artist complet. Știți că de curând e și actor, joacă foarte mult teatru. Îmi cer scuze și pentru asta. De Liviu Vârciu am spus că a început de jos și a rămas la același nivel. Îmi cer scuze lui Liviu pentru că între timp l-am și cunoscut și e un tip super mișto. Mai ales că la pat e zero. De Ozana am spus că vrea să cânte melodia Cine m-a făcut om mare. M-a sunat. Am stat de vorbă, m-a pleznit, nu vrea. Îmi cer scuze că am spus asta. Poți păstra melodia, Delia? Poate vrea să cânte 2 în 1, dar nu știu, nu mă bag, e treaba voastră. Nu avem o nicio șansă, trebuie să acceptăm că urmează să fim târâți pe jos. Delia, am spus că tu nu înțelegi glumele mele. Și vreau să-mi cer scuze pentru asta, pentru că nu mi-am schimbat părerea. Acum aș vrea să spun ceva și despre artistul meu preferat, Mihai Constantinescu. Toată lumea stă așa. Să văd când ajunge la mine. E ceva bizar în orice Mihai, ați observat? Traistarius, spre exemplu. De când apare în chiloți, nu și-a mai luat pastilele. Sau invers. Păcat de vocea lui. Ce bine ar fi prins lui Smiley. Oho! Mamă! Doamne! Te rugăm noi, fă să ne ocolească așa un pic. Următoarele scuze sunt față de prezentatori. Aveți aici în spate, în culise, 2 băieți față de care am un respect enorm. Lucrează la sunet. Și pe lângă ei se agită inexplicabil Șerban Popoț și Vlad Grigorescu. Oh! Stăm și nu. Vlad. Ce-mi place la el este că are suflet. Îmi aduc aminte că l-am văzut cu lacrimi în ochi la un moment dat. Mai ales când la iumor au venit magicieni mai talentați decât el. Adică aproape de fiecare dată. Hiroshima, Nagasaki. Bun. Bun. Ce ai bun, știi, chiar ca Șerban Copoț,
absolvit liceul de marină. Probabil nu știți că a absolvit liceul, dar vă spun eu că așa e. Nu, a câștigat chiar și concursul de ambarcațiuni pe apă. Știți, pe apă a venit succesul lui la început. Și tot pe apă s-a și dus mai târziu. Știți ce am observat aici? O parte din trupele de succes a continuat aici, la antenă. Șerban de la Animalix, Liviu de la LA, Andreea de la Andre, Delia de la NND, Diana Munteanu de la Dinamo. Au! Fata asta va fi linșată! Nu se poate, domne, așa ceva! Vai, 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 vai. Doamne, ce rușine mie de Cosmin Seleși. Știți, am spus că își face singur cascadoriile, se suie pe scaun, face băiță singur și asta a fost o răutate din partea mea. Știți că m-a sunat să mă felicite pentru ce am făcut la emisiune? M-a sunat de la un telefon public și am înțeles că l-a ținut băiețelul lui pe umeri ca să poată forma... Cosmin este aici cu noi și aș vrea să-mi cer iertare față de el. Cosmin, iartă-mă, te rog! Eu te admir foarte mult și mă bucur că ești aici. Hai, du-te la te cunosc. Nu, ai timp să ajungi până sâmbătă, nu te îngrijora. Și mi-ți ia la rând și mi-ți întoarce. Ei bine, acum să nu credeți că mă uit numai la emisiunile Antenei. Eu mă uit și la alte posturi. De exemplu, am observat că Adrian Enache prezintă la TVR Duelul Pianelor. Excepțional prezintă. Este exact cum a spus mamaia mea despre Nealică, vecinul nostru. A avut un atac cerebral, dar nu se vede. Doamne, mai tare. Te doare creierul, băi. La ProTV, spre exemplu, am urmărit emisiunea Uite cine dansează. Eu n-aș fi numit-o Uite cine prezintă. Inițial nu mi-am dat seama, dar apoi mi s-a spus că e Mihaela Rădulescu. Doamne, ce schimbare aduce bătrânețea. Nu, că nu la ea mă refer, ea e încă tânără. La medicul ei estetician mă refer. Am bătrânit. Se vede că a început să-i tremure mâna. Nu, că și Andreea Marin se ține bine când se ridică de pe scaun. E demență fata asta. E demență. Dar părerea mea e că Andreea încă bine, are o energie nebună, dansează. Bine, cred totuși că e și de la menopauză, dar... Vai de capul meu! Dar să vorbim doar despre cei care sunt de față. În sfârșit am ajuns și la regina scenei, Mihai Bendeac. Mulțumesc frumos că m-ai luat la tine în emisiune. Acum mă oprește lumea pe stradă. Probabil pe tine te oprește lumea ca să le spui o glumă. Pe mine mă roagă să-mi suc degetul mare de la picior. Și asta doar ție ți-o datorești. N-am văzut mă asta cu subtul degetului. E pe YouTube? E? Și e cadrul cu ea când suge un deget de la picior al ei? Bă, da, de fizic se poate? Da. Adică dacă ești un pic elastică? Scuze. Bravo. Chelo. Yes, am scăpat. Mamă, ce ușor am scăpat. Dar ce te-ai bucurat-o când l-am terminat?
Da, da, fiecare dată mă bucur. Te-am lăsat la urmă pentru că față de tine am cele mai sincere și călduroase scuze. Am zis despre tine că nu mi-ai lăsat bani după ce ai plecat de la mine. Nu știu cum am putut să spun asta, i-am găsit suveioză scuze. Mărunțiși, mărunțe. Fiecare cu ce se descurcă. Știi că tuturor le e frică de tine, pentru că tu nu accepți compromisuri. Tu ai coloană vertebrală, ai prezență, ai carismă, ai talent. Ai, ca-n glumi. Piesele tale sunt pentru mine Kama Sutra. Te f***i muzica mea, eu nu? Eu chiar încerc să fac ce spui tu. Dar versurile tale sunt exact ca și comunismul. O utopie. Utopie, Delia. Este un proiect imaginar. Ai crezut că mă lasă, mă. De fapt, știi ce? Chiar nu contează. Nu-ți bate capul. Hei, iată, uite ce am încercat. Citez. Iată, că te mai ai pe tine o dată. Suită într-o sculată jumate, sătulă de m***. La camera obscură, o bagabantă, mă rog, s-a nu, cred că... Așa era. Nu e interactiv. Dar știi de ce am făcut asta? Că n-aveam bani de taxi. Am plecat acasă. De ce, mă? Reluăm. Încă o dată. Citez. Suită într-o sculată jumătate. Mă rog, aici cred că ai exagerat un pic. La camera obscură, o bagaboantă s-a speriat în... Am încheiat citatul. Mai am încercat. Chiar am încercat. Dar asta e exact ca poziția 71 descrisă în carte. Citez. Ea se lasă pe o mână în timp ce picioarele sunt încă pe saltea. El o ține de gât cu o mână și cu cealaltă de picior, în timp ce o pătrunde pe la spate, prinzându-i piciorul stâng între picioarele lui. Măi, și asta e foarte greu de făcut, mai ales când o ai mică, ceea ce probabil îți amintești. Nu mai e mai. Îmi pare rău. Mihai, am înțeles că tu ești altfel. Te-a lăsat. Păi, ai depășit timpul. Tu faci dragoste ca în filme. Tu ești Fast și ai Furious. Dracu mincinoasă, mic. Nu pot, stai să strângem. Gata, mergem acasă, nu mai, nu. Iertați-mă, din nou. Eu și glumele mele, două fraste. S-a pogorât Dumnezeu pe pământ, a intrat în sufletul ei și a dat. Că este cea mai mare diferență între audiții și finala pe care eu am văzut-o aici. Ai fost de 10 ori mai bun acum decât în audiție. A fost senzațional. Mulțumesc. Și culmea, știi ce e? Culmea este că, deși textul este excepțional, la tine primează interpretarea. Deci, eu... am să votez o actriță, nu o stand-upăriță, nu o roastăriță, așa mai departe. Un personaj interpretat de o actriță mare. Bravo. Mulțumesc. Vreau să te iau în brațe, dar fără niciun fel de... alte conotații. Da? Genial a fost. Genial a fost. Genial, genial, genial. Mulțumesc.
sunt cel mai fericit om din lume după ziua de astăzi. Cel mai fericit om din lume. Mi-a plăcut că a fost de bun simț, dar dureros. Dar fata n-a fost vulgară nici măcar când a rostit cuvinte ca... și ca... O să fie cu bip, o să vă dați seama ce a zis. N-a fost vulgară. E bine de tot. Votați-o! Stați puțin, nu vă grăbiți! Cum aș putea eu să stric această seară? Foarte ușor. Foarte ușor. Da. Hai, nu faci asta acum. Dar trimit-o acasă, te rog eu trimit-o acasă. Nu, ea nu are nicio problemă cu chestia asta. Nu! Haideți, mă, brigada! Și în sfârșit Dumnezeu e drept! Salutare! Vaca la noi se murge până la sânge! Bravo, Zebra Show! A fost genial, senzațional. Chiar mi-aș dori de data asta ca oamenii de acasă să vă voteze. Foarte mulți bărbați se tem de însurătoare, ca de o corvoadă, ca de o închisoare. Căsătoria te călește, nu mă mai tem de nimic în afară de nevastă. Vrei un ce-am leu? Ce-am eu să le... Vrei un leu? Ce? M-am dat în prioritățile tale. Mai încerc o dată. Știți legenda spune că... Am revenit, suntem în finala Ai Umor. Doina le-a aplicat o injecție rapidă juraților. Tu nu înțelegi glumele mele. Îmi cer scuze pentru asta, pentru că nu mi-am schimbat părerea. Ai prezență, ai carismă, ai talent, ai ca-n glumi. Și culme, a primit aplauze în picioare. Lui Chelu însă nu-i prea plac tratamentele dureroase. Stați puțin, nu vă grăbiți. Cum aș putea eu să stric această seară? Foarte ușor. Foarte ușor. Da. Hai, nu faci asta acum. Să o trimitem acasă. Să o trimitem acasă. De ce? Trei la aia. Dar n-are cum să... Chiar o glumiește așa. Stimata noastră concurentă este o actriță îndeajuns de talentată și un artist îndeajuns de bun, astfel încât să nu o deranjeze faptul că ai putea să o trimiți tu acasă, ci să se bucure de faptul că a avut un moment. Atunci când ești talentat, știi când ești bine și când ești bine pe scenă. De ceva pe mine, dar nu încerc să te conving. Dar trimite-o acasă, te rog eu, trimite-o acasă. Ea nu are nicio problemă cu chestia asta. Nu! Ea nu are nicio problemă cu chestia asta. Pentru ea cel mai important lucru este să știe că a fost bine pe scenă. Și a fost foarte bine. Ai vreo problemă dacă te trimite el acasă? Bravo, Guriță. Nici nu mai contează. Sincer, ai jignit foarte mulți oameni. Dar nu au fost niște jigniri memorabile. Trebuie să o trimit eu acasă? Nu fi tâmpit. Poți să faci asta pentru mine? Nu fă o aroganță, nu fi tâmpit. Nu fac o aroganță. Nu, te rog frumos. Nu fac o aroganță. Încerc să spun că... A sosit momentul în care domnul Bendeac vrea să dea acel da... Nu, like-ul suprem. N-are nicio legătură. Votează și hai să mergem acasă. Hai. Mamă, prea multă tensiune, o fi sexuală. Tensiune, extra tensiune.